Salut, sunt Robert și zilele trecute mi-am amintit de niște brioșe foarte faine pe care le făceam acum ceva ani când am început cu prăjiturile. Le făceam destul de des și sunt preferatele mele, așa că m-am gândit să vi le arăt și vouă, mai ales că o parte din ele am făcut-o deja, adică o să folosim un blat de ciocolată foarte dens și umed. Blatul dens și umed de ciocolată pentru tort. Este practic aceeași rețetă, doar micită puțin cantitatea și sunt umplute cu cremă de brânză și unt de arahide. Sunt foarte bune. Îi dăm direct drumul la treabă că vorba aia, brioșe merg ușor. O să începeți cu două ouă pe care le bateți puțin cu untel. Peste o să adăugați 100 de grame de ulei și 125 de grame de lapte bătut. Amestecați după fiecare tot cu telul. Pe baie de aburi, într-un ibric sau într-un bol mai mic, încălziți 60 de grame de cafea și 100 de grame de ciocolată neagră, cam 55-60% cacao, până când ciocolata se topește, după care le adăugați peste restul ingredientelor rude și amestecați. Într-un alt bol, amestecați 150 de grame de făină cernută, 50 de grame de cacao, 150 de grame de zahăr, puțină sare și 4 grame de praf de copt. Amestecați bine, după care uniți cele două boluri. Mă rog, conținutul lor, amestecând cât mai puțin, doar până la omogenizare. Împărțiți frumos aluatul în 12 forme de brioșe și coaceți la 150 de grade fără ventilație. Sunt gata după 30-35 de minute sau când o scobitoare inserată în mijloc iese curată. Lăsați-le să se răcească complet înainte de a le umple. Ok, am copt brioșele și le-am lăsat să se răcorească, să răcească aproape de tot. Până să le umplem însă o să facem crema. Am aici 40 de grame de unt foarte, foarte moale și 40 de grame de zahăr pudră pe care o să le mixez să se aereze foarte bine untul. Peste unt o să pun 75 de grame de unt de arahide. Eu am decis să folosesc unt de arahide cu crunchy, cu niște arahide în interior, ca să ia un pic de textură mai interesantă. Și o să mixez iarăși. Ok. Și acum 190 de grame de cremă de brânză. Și iarăși mixăm. Crema de brânză am adăugat-o rece ca să obțin o cremă tare la final. O să pun crema deocamdată deoparte. Și acum o să decupăm brioșele. O să tăiem câte un capac din fiecare brioșă și după aceea cu o linguriță o să scobim în interior să facem loc pentru crema. Un truc aici pe care îmi place mie să-l fac este ca capacele de la fiecare brioșă să le așez în ordinea brioșelor, astfel atunci când le pun la loc, să pun capacul de la brioșa de pe care l-am luat ca să se potrivească și să arate cât mai frumos. Că poate tai un capac mai mic, unul mai mare sau... Mă rog.
pur și simplu eu folosesc un cuțit cu zimți subții, cu zimți mici și rotez brioșa. Un capacul. Și acum cu o linguriță o să scobesc aici, să fac un loc mai mare pentru cremă. O să golesc pe masă pentru că nu m-am pregătit blatul. Cam asta e spațiu, acolo o să punem după aceea cremă. Dar deocamdată o pun acolo până le fac pe toate și la sfârșit le umplu pe toate cu cremă. Ok, avem brioșele scobite, avem capacele și crema. Cu ce am scobit din brioșe, ce puteți face? Cake pops. Dacă nu e suficient, puteți să puneți într-o cutie închisă ermetic și băgați în frigider și când mai strângeți niște blat, faceți din el cake pops, poate de la un tort sau poate de la încăutură de brioșe. Bun, și acum cu lingurița o să luăm blat și o să umplem fiecare brioșă în parte. O să luăm cremă și o să umplem fiecare brioșă în parte. Nici cu vârf, nici fără vârf, așa. Folosim degetul. Așa, câte o linguriță cu vârf de cremă. Puteți să folosiți și un poș să umpleți, dar nu. Sunt homemade. Și acum punem capacele în ordinea potrivită. Din asta sarul puțin, dar nu-i nimic. Ideea este să se vadă în continuare crema. Adică să se vadă că sunt umplute. Și pentru decor am făcut un con de hârtie cu niște ciocolată neagră topită și voi face pe fiecare câte o hașură frumoasă. Astea au fost brioșele noastre. Să le păstrați la frigider acoperite sau într-o cutie închisă ermetic, pentru că altfel crema o să se moaie foarte tare și nu vrem asta. Puteți să le umpleți și cu altă umplutură, gemuri sau ce preferați, cremă fiartă de vanilie, de exemplu, sau să faceți o cremă de ciocolată, cum preferați, puteți să vă jucați cu ele. Mersi că v-ați uitat, până data viitoare, pa, pa!